Ion Voicu este indiscutabil una dintre cele mai mari personalități ale muzicii pe care România a avut-o. Spun a avut-o pentru că autoritățile nu au întreprins mari acțiuni pentru a-i menține numele în memoria noastră afectivă. Fost elev al marelui George Enescu, Ion Voicu a fost timp de un deceniu directorul filarmonicii, colaborând cu mari soliști și dirijori ai lumii, Sergiu Celibidache, Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein și a susținut concerte pe toate meridianele lumii. Perseverența cu care Ion Voicu și-a construit cariera, magia arcușului său, s-au transferat în biografia cu suflet a fiului, Mădălin Voicu. Lumea lui Mădălin Voicu are nu doar ca fundal, ci și ca esență muzica unei viori care spune povești despre o tinerețe rebelă, despre curajul de a o lua mereu de la capăt și de a înota împotriva curentului. Este un dirijor recunoscut, un muzician apreciat, un om prețuit pentru franchețea cu care își expune părerile, neascunzându-se în spatele unui formalism sau a unei imagini publice de apărat. Într-o țară în care oamenii tot strâng bagaje cu gândul emigrării, Mădălin Voicu aduce mereu argumente pentru a rămâne acasă, în țară. Felul în care reușește să preschimbe notele muzicale în stări, în emoții, în clipe de lumină, este unic și ne face să ne întrebăm dacă nu cumva cariera politică este totuși un sacrificiu de la menirea atât de strălucită a carierei de dirijor. Bine ați venit, domnule Mădălin Voicu! Mă bucur că suntem împreună. Tatăl dumneavoastră a fost un promotor al muzicii clasice. Din păcate însă, astăzi, sunt mulți cei care asociază muzica clasică cu o notă de snobism. Proștii. Păi n-am cum să-i numesc altfel. A fi snob înseamnă, de fapt, să îți dorești să te comporți sau să te afli într-un loc unde nu ești potrivit. Muzica... În general, muzica de calitate, că e clasică, că e rock, că e populară, calitatea contează, nu genul de muzică neapărat. Deci eu cred că, în general, oamenii care nu au timp să gândească, sau nu vreau să fiu prea dur în exprimare, consideră că acolo unde nu pot ajunge, nu că n-ar vrea. Ar avea toți șanse, doar să-și dorească. Da, sigur că da. Aruncă totul în seama snobismului sau în gânfării sau, mă rog, unor forme de-astea de emancipare falsă. Deci nu e vorba despre snobism, în niciun caz. Sunt atâția oameni care nu au nicio meserie legată de artă, de cultură, de muzică în special, și care iubesc și îmbrățișează și simt foarte frumos muzica bună, repet, de calitate, indiferent de gen. Ce muzică ascultă Mădălin Voicu? Orice muzică, repet, de calitate. De calitate. Deci, poate că fiind mai aproape sau mai tentat sau mai implicat în muzica simfonică, sigur că am o grămadă de preferințe, să zic. Dar am cântat și cânt în continuare și rock, cânt și muzică lăutărească. V-am auzit. Da? Da. Și ce părere aveți? Foarte, foarte bună. De ești deci, supărată sau dacă da, nu ești? Da, nu, dar sunt lucruri pe care le simt, nu le fac dintr-un motiv altul decât cel direct și simplu chiar. Adică nu, nu știu. Și știți ce mai există? Există o formă de, la mine, o formă nu de respingere, dar de ocolire a muzicii de proastă calitate, care nu spun eu că e de proastă calitate, chiar este de proastă calitate. Și mă refer aici, în primul rând, la manele. Care manele eu învățând la conservator, că fac partele, atât manelele, cât și ciamparalele și alte genuri de muzică din muzica tradițional orientală, le-am învățat, le-am acceptat și ele există. Dar când văd că este devine nu numai modă, este o obsesie ca toți așa numiți interpreți, vedeți, eu vreau să pansez cuvintele, să nu fiu prea radical și abrupt, boccii în general,
încearcă să-și facă un scop din a cânta manele. De ce? Pentru că, vezi, Doamne, sunt la modă. Acum, hai să fim serioși. Pot să accept orice gen de muzică, dacă e să mă întrebe cineva. Repet, însă, pentru mine, probabil că sunt subiectiv, că vin în zona muzicii și a artei, important este calitatea. Adică ce știi să spui, ce exprimi, ce transmiți, ce mesaj ai. Nu doar că eu cânt hip-hop. Pff, mare șmecherie, ce să zic. Aia nici nu-i muzică. Acolo sunt doar niște versuri care sunt acompaniate de niște mișcări și alea ușor ciudate, care transmit tot felul de mesaje care n-au nicio legătură cu o, nu știu, o chestie care să se cheme artă, eventual. Generațiile s-au schimbat astăzi și dacă ai like-uri pe Facebook sau foarte multe vizualizări, vizionări pe YouTube, poți fi foarte ușor catalogat artist. Care sunt artiștii de azi? Ai, nu, te rog. Deci asta este examenul pentru artist, pentru a fi artist? Scuză-mă că te-am întrerupt. Nu, mă gândesc la gradul foarte mare de receptivitate pe care aceștia îl dobândesc în funcție de aceste like-uri. Uite, contează cine se uită, nu cine postează. Se uită copii de la mic la mare. Este o invazie. Și eu sunt mama a doi copii. Spui? Eu am care 7. Studiază. Să vă bucure Dumnezeu. Mulțumesc. Cu ani mulți de viață, să vă bucurați împreună. Eu sunt mama a doi copii care, din fericire pentru mine, e adevărat că ei își selectează foarte bine, dar ce te faci că intri pe rețele de socializare unde, într-adevăr, există această invazie. Ai dreptate. De manele, cum le spuneți. E foarte greu, poți să-ți protejezi copilul, dar până la un anumit punct. Și e și rap și trap. Ca să-și vezi că sunt cult. Și trapanele mai nou. Trapanele în traducere românească. Nu, da, să știi că tineretul se uită. Și eu am băieții mei cei mici, unul are 12 și unul are 9. Și ei sunt nebuniți cu telefoanele, cu TikTok-ul, cu toate genurile de muzică, fiind și dintr-o familie unde muzica a însemnat, practic, un fel de, hai să zic, modus vivendi, așa, o tradiție, dacă vrei. Și se uită. Bine, sunt multe chestii care probabil că pe mulți îi influențează, dar sper ca, repet, calitatea să primeze, nu cantitatea pe care o vezi. Și ai dreptate că asta cu telefoanele astea moderne, care sunt de fapt ca un drog, după părerea mea, poți să le folosești ca să-ți scurtezi timpul. De exemplu, dacă ai nevoie să știi o informație din bibliotecă și ți-am luat două, trei ore mai până să cauți cartea și pagina și asta, sigur că faci de două, trei ore așa și ai aflat. Asta este bine, adică partea bună a lucrurilor. Însă să stai, să devii dependent și să îți malformezi și mental și ca atitudine viața, mi se pare ușor periculos. Ce anume face un dirijor ca să fie remarcabil? Ce puteți să vedeți diferit de altcineva într-o partitură? Vezi, eu nu cred că e vorba despre partitura aici. Sigur, partitura face parte din forma finită a lucrurilor, da? În primul rând, trebuie să ai niște calități și nu numai ca dirijor, ca muzician în general. Trebuie să ai ureche muzicală, trebuie să ai ritm, trebuie să ai inspirație, trebuie să fii un om lipsit de, nu de emoții, dar de teama de a ieși pe scenă sau de a-ți arăta calitățile. Trebuie să fii liber în sensul ăsta. Având ce să arăți, sigur că lumea apreciază după calitatea prestării tale, dacă ești sau nu ești, faci parte dintr-un corp. Nu știu, la dirijor, de exemplu, eu am început să cânt la vioară pe la 5 ani. Tata s-a luptat cu mine până pe la vreo 11-12 ani, a văzut că nu prea sunt, n-am tragere de inimă să studiez. Am avut câțiva profesori, am intrat la liceu de muzică, după aceea am intrat la conservator cu vioara, adică instrumentul de bază. Pe la 19 ani am zis, bă, parcă vioară e prea chinuitor așa, bă, să stai, bă, de-am la tata, stătea câte 6-7 ore cu vioara în mână, el fiind consacrat, deci nu mai era de studiat mare lucru, decât de menținut. Și mi-a zis, bă, dar n-ai vrea tu să te faci dirijor? Și eu m-am gândit, da,
nu e rău. Dirijorul, stai pe scenă, conduci, ești ca un fel de... Deții controlul tuturor instrumentelor, exact. Nu? Numai că trebuie să le și cunoști instrumentele respective. Just. Bine, asta am învățat la conservator. Dirijorul este un fel de vizitiu, dacă vrei, sau nu știu cum să zic, un jupân. El dă ordine, el corectează, el amplifică sau micșorează sau, nu știu, ca intensitate, ca tot. Dar trebuie să ai și talent. Adică să te miști și să exprimi prin mâini și prin gesturi tot ceea ce transmiți orchestrei, în general, și să te faci și crezut, adică să și inspiri. Și cred că mi se potrivește mai bine vioara decât... Plus că tata fiind Ion Voicu, unul din primii 5 violoniști ai lumii, nu prea eram eu pe acolo, în zona aia, nu? V-a fost teamă? Nu. Nu. Mi-era teamă că n-o să înțeleagă tata și că ar fi insistat să stau în continuare să studiez la vioară. Am cântat la vioară, pe scenă, am cântat și singur, am cântat cu tata, am avut succes. Deci n-a contestat nimeni calitățile mele. Numai că era mult de muncă. Asta nu înseamnă că dacă ești dirijor ai mai puțin de muncă. Dar poți să studiezi partitura în parc sau în pat sau, nu știu, în autobuz. Că acolo e o chestiune care ține de, nu neapărat de note, cât de auzul interior, comunicarea între instrumente și partea armonică a lucrurilor. Și am ales dirijatul. Și nu-mi pare rău. Serios. Ați dirijat multe orchestre, dincolo de cariera politică și ieșirile dumneavoastră publice. V-ați gândit vreodată să vă faceți propria orchestră și poate, ca formulă de marketing, iată, să fie, să zicem, pentru a căpăta o rezonanță absolută și foarte rapid să fie alcătuită doar din femei? Stai să mă gândesc puțin. Deci, eu am propria orchestră. Ea se cheamă Orchestra de Cameră București și acum se cheamă București Ion Voicu pentru că am ființat-o tata în 1969. Deci, am orchestra mea proprie. Așa. Pe care o programez, cu care fac turnee, am fost în toată lumea, am înregistrări cu orchestra. Cred că n-aș putea să mă concentrez foarte bine dacă în orchestră n-ar fi decât femei. Trebuie să recunosc chestia asta. Adică mi-ar distrage atenția multe lucruri sau diferite lucruri și atunci... Nuanțele ar fi... Nu neapărat nuanțele, cât poate că aș interpreta altfel o muzică deja scrisă. Dar e o idee. O să încerc. Nu știu dacă o să-mi iasă, dar poate găsesc o formulă cu mai multe, măcar cu mai multe femei, dacă nu numai femei. Dincolo de iubirea de acasă, iubirea față de Adriana, ce alte iubiri artistice are Mădălin Voicu? Artistice? Artistice. Adriana nu e artistă, ea este, a studiat dreptul. Deci nu face parte din iubirile mele artistice. Așa. Însă sunt un om legat și simt asta și dintotdeauna a existat sentimentul ăsta de lucrurile care sunt frumoase. Aici se potrivește cu Adriana, care, după părerea mea, e o femeie frumoasă. Și lungă. Adică înaltă. Înaltă. Da.
Însă, eu sunt impresionat de lumini, culori, nuanțe, gusturi. Impresionat în sensul că îmi atrag atenția, știi? Deci, după părerea mea, cum poți să admiri o pictură sau o sculptură frumoasă, la fel îți folosește pentru, cum să zic eu, urechea ta muzicală, dacă o ai, o melodie sau un fragment dintr-o piesă sau, nu știu, un timbru de cântăreț pe care dacă îl auzi și îl trăiești, poate să te impresioneze. Deci nu e vorba despre frumos neapărat, cât de cum analizezi, cum simți tu lucrurile astea. Deci hai să spun sincer, acum și o înjurătură poate să te impresioneze, nu neapărat să te jignească, dar poate să-ți sune, nu pot să-ți exemplific, eu scuză-mă, apreciem, dar poate să-ți sune așa, mai colorat, mai, cum să zic? Mai cu trăire. Da, mai plastic, așa, știi? Dar întorcându-ne la ceea ce se numește artă, sigur, sunt lucruri foarte multe dintre cele pe care le-am văzut și care m-au impresionat, care țin de muzică, de spectacol, de pictură, de sculptură, de desen, de grafică, de orice, care înseamnă să ai aptitudini pentru ceva. Oricât de neobișnuit ar părea întrebarea, simt nevoia să vă întreb. Dacă vă ajută abilitățile artistice din zona dirijatului în viața privată? Dacă puteți să țineți în mână aceste nuanțe ale vieții, ale iubirii, așa cum țineți o orchestră? Da. Am încercat. De multe ori mi-a ieșit. Bine, au fost și momente când nu mi-au ieșit sau că m-am înșelat că aș fi stăpânul situației. Însă depinde cât de mult te aventurezi în chestia asta. Mie nu-mi place să conduc. Deci, în afara faptului că n-am nici carnet și nici mașină, dar în general nu-mi place să fiu eu stăpânul inerelor. Îmi place să nuanțez anumite lucruri, îmi place să, mă rog, să comunic, să schimb impresii, păreri cu oamenii cu care mă întâlnesc, dar nu-mi place să fiu șef. Adică prefer să am încredere într-un șef, indiferent de ce sexy ar fi și cât de sexy ar fi, și aș putea fi mai liniștit decât să am eu responsabilitatea să fiu eu stăpân, șef sau conducător. Deci nu v-ați dori o asumare totală? Nu, ea nu ține de lașitatea asta, ține de un fel de dreptul de a mai și visa sau de a crea sau de a gândi la alte lucruri și așa mai departe. Dacă e șef și trebuie să țin mână toate problemele, situații așa mai departe, te fură chestia asta. Și nu mai ai timp să te simți undeva într-o siguranță, nu factică, ci mentală, știi? Cred că asta este. De-aia nu sunt eu foarte... În afară de dirijor, unde sunt șef, și acolo chestia este mișto, că e cu muzică și cu nuanțe, cu comunicare, cu colaborare artistică, da? În altă parte, nu mi-ar plăcea să fiu șef. În ce context ați ajuns să cântați muzică rock? Și ce părere aveau părinții despre asta? Niciodată nu s-au opus părinții mei, ei știind că eu încă de când aveam 10-11 ani eram îndrăgostit de Beatles, de formația Beatles. Da. Și nu numai. Aceea, la Rolling Stones, Who, Led Zeppelin, Deep Purple, adică cei din generația mea, vorbesc cei care compuneau, gândeau și interpretau o muzică care, mă rog, zic eu că mi se potrivește. Am cântat pe la, tot așa, pe la 12, 14, 15 ani, noi avem o casă la Predeal și la Predeal era o casă de cultură unde se făceau seri de dans, sâmbătă și duminică. Și m-am împrietenit cu băieții care cântau acolo, ei cântau ăsta, George Grigoriu, mă rog, chestii, compozitor român mai mult. Și mi-am zis, băi, stai bă puțin, dar noi nu cântăm și noi ca englezii, ca americanii, ca franțuzii, ca astea, ca italienii, nu? Și am făcut cu ei niște repetiții și am cântat, practic, piese care erau la modă în lume, nu în România.
N-am avut nicio preliște, adică m-am gândit să nu vină aia de pe la județ, să zică ce faceți, bă, sunteți occidental sau nu. Mai ales că eram practic din domeniul muzicii și nu învățam pe ei prostii, învățam cum să cânte anumite piese care, grele fiind, trebuiau studiate. Și până la urmă s-a rezolvat și am cântat o grămadă. Păi aveam și nunți, aveam și botezuri, cântam cu băieții ăștia. La Predeal, mergeam la Brașov, venea tata, bă, până când cânti, bă, lăutarule, mai ajunge, vine acasă, nu știu ce, adică erau chestii care... comportamentul lui tata niciodată când era vorba despre artă sau despre muzică, în mod special, nu era unul cu bariere sau cu opreliști. Știa că mai cânt și muzică lăutărească, știa că joc, că îmi place și nu, m-a încurajat. N-am avut probleme niciodată. Plus că am formația cu mașini în București cu care am înregistrat. Se cheamă Mad Rock, cu oameni muzicieni care sunt incontestabili. Florin Ochescu, de exemplu, sau Berti Barbera, care sunt oameni care au recunoaștere nu din partea mea, că sunt prieteni și că aș fi subiectiv. Au recunoaștere în lumea muzicii, în lumea artistică. Dar când și cum ați aflat în copilărie că aveți fire de artist, talent? A existat o vârstă la care să fi devenit conștient? Eu nici acum nu sunt conștient. Dacă e să mă... Nu. Deci aici este o chestie de care se moștenește, o chestie genetică. De altfel și mama a cântat la pian până la vârsta de 20 de ani, când s-a măritat, n-a mai terminat conservatorul, dar și ea avea aptitudini. Însă, probabil că l-am moștenit pe tata. Eu, totdeauna, de la vârste fragede, nu mai mi-aduc eu aminte, dar îmi spun ăștia, îmi spuneau ai mei, că de pe la 4-5 ani am avut tot felul de tentative de să cânt cu gura, să bat ritmul, să cum văd că și copiii mei, cel puțin ăștia mici, au. Deci e o chestie care probabil e ca un... ca o chestie care se transmite, adică un talent moștenit. Ereditar. Deci am știut, mi-a plăcut. Nu m-a forțat nimeni, niciodată. N-am avut senzația că cineva m-ar obliga sau m-ar împinge de la spate. Nu mai spun că, de exemplu, în anul întâi de conservator și eram la vioară, deci, practic... Tata a fost chemat de maestru Giuleanu, care era rectorul conservator, și a zis lui tata, băi, Ioane, fii tu, vine doar la orele de muzică, la cursuri nu se duce și are multe absențe. Și tata îl întreabă, și ce ar trebui să se întâmple? Păi ar trebui să repete anul, să repete anul. Deci m-a lăsat repetând tata, cum ar veni. Tocmai pentru că el își impusese să controleze situația în ce mă privește, și să fiu disciplinat, ordonat. El era bucuros că eu fac și sunt atent în mod explicit la muzică, dar nu doar la muzică cum vrea Giuleanu. Și atunci, sigur că având absențe foarte multe, eu trebuia să devin un subiect. Și atunci tata, ca să scape de discuția asta, că putea să-i zică, lasă-mă că facem niște scutiri și facem noi după aia, vorbim, îl cert eu acasă, lasă-l repetat. Abordați aceeași sau ați abordat aceeași atitudine, să zic, parentală și față de copiii dumneavoastră? Sigur. Păi acum am niște probleme cu ăștia mici, care, cum să zic eu, s-au înhăitat cu niște băieți de pe la școală și fac tot felul de tâmpenii. Plus, bine, nu chestii grave, dar nebunii de-astea. Sargardu, joacă fotbal în clasă, în timpul orei, vorbesc pe la telefoane. Deci de-astea care sunt oricum chestiuni care înseamnă abatere. Și cum menegeriați o astfel de situație? Păi cum, le mai pedepsesc, le mai confisc telefonul, mai mă duc pe la școală, vorbesc cu directorul, bă, să stați după ăștia să nu mai facă prostii. Funcționează treaba asta cu confiscatul telefoanelor? Da. Suferă vreun pic? Suferă, îi atingeți? Și acum e încă din timp chestia asta cu confiscatul telefonului, pentru că încă n-au devenit 100% dependenți. Aia e pe la 15, 16, 17 ani, mă rog, ceva de genul ăsta. Dar îi pedepsesc. Da. Și dacă nu se comințesc și dacă nu-și revin, nu le dau. Sau le dau 2 ore să se joace și după aia le iau. Adică n-ar fi...
Știi cum e? Dacă înțelege copilul că trebuie să facă niște lucruri, nu că vreau eu din ambiție, ci că așa e normal, totul e, relația este perfectă. Dar dacă se încăpățânează și dacă nu fac ce trebuie, atunci asigur. Cât de mult vă seamănă copiii, domnule Mădălin Voicu? Ce recunoașteți la fiecare dintre ei ca fiind moștenire de la dumneavoastră? Acum ar trebui să mă împăunez așa, să mă umflu. Vă rugăm! Nu, băieții seamănă cu mine toți. Eu am 6 băieți și o fată. Din ce știu, ormai, dar nu știu tot. Deci, Ioana seamănă cu maică sa la figură și la temperament. Talent și temperament și atitudine seamănă cu mine. De fapt, ea a terminat liceul de muzică, a intrat la conservator, n-a mai vrut să continue și mi-a spus, tata, toți suntem muzicieni în familia asta, toată lumea cântă, râde și dansează, dar eu aș vrea să fac media. Și ea lucrează în televiziune. A lucrat la TVR, acum e la altă televiziune, la Adrian Sârbu. Și încearcă să facă lucrurile astea din plăcere, din bucurie, nu neapărat pusă, obligată sau constrânsă în vreun fel. Ceilalți sunt toți cu talent, adică au ce le trebuie. Mădălină la mare, deja are aproape 50 de ani și e pianist, e și profesor de pian. Ăștia micii sunt și ei în regulă, adică sunt foarte bucuroși și dispuși să facă muzică. Și în afară de acest talent și această pasiune dusă la nivel sau studiată la nivel scolastic, muzica, ce anume a mai luat de la dumneavoastră? Mă, eu nu știu dacă sunt o fire dificilă, dar poate sunt ușor nonconformist. Adică respect niște reguli, înțeleg lucruri pe care trebuie să le fac, nu pentru că mi le impune cineva, pentru că asta este o chestiune de conduită. Nu sunt foarte aliniat și mulți dintre cei care mă cunosc îmi spun, uite, nici ăsta fitu, ăsta mic, nu e în regulă, că seamănă cu tine, că nu știu ce. No. Știi ce se întâmplă? După părerea mea, lucrurile pe care tu le înveți până la 25 de ani, să zic așa, da? Când deja poți să gândești, presupun, mai ușor și singur, fără să fii influențat, știi să-ți canalizezi lucrurile, gândurile, atitudinile în așa fel încât să nu te faci de râs sau să nu greșești. De la 25 de ani în sus, tot ce faci, răspunzi. Dacă până la 25 de ani ai reușit să te verifici, să te testezi și să-ți dai seama că e ok, atunci merge înainte. Dacă nu, trebuie să intervină, mă rog, chestiuni care țin de corectarea comportamentului tău. Cât de important a fost educația bunicilor sau acei ani de copil, mai pe urmă adolescent? Foarte important. Foarte important. Ce intră în responsabilitatea unor bunici, în responsabilitatea unor părinți din ziua de astăzi, pentru ca odrastrele, făpturile cele mai dragi copiilor, nepoților, să aibă parte de o educație, o educație care să le asigure un echilibru pe parcursul vieții ulterior? Draga mea, tata fiind violonist, artist, nu? Avea foarte multe concerte. Mare artist, așa este, și era foarte în mult străinătate și plecat în deplasări și în turnee și cu mama deopotrivă. Și plecau împreună pentru că tata avea nevoie. Mama l-a susținut foarte mult și se îngrijea de tot ce ar fi însemnat altceva decât să se preocupe de muzică, știi? Ca atare, noi rămâneam acasă cu bunicii. Bunicii mei fiind din familii aristocrate și având o educație și un fel de ținută și mental și ca atitudine, comportament, vestimentar, dacă vrei, toate împreună, ne-au impus, mie și sora mea, o rețetă de viață. Ne-au impus, deci vezi că am apăsat pe acest cuvânt, nu că n-am fi dorit noi foarte tare, pentru că era un fel de educație severă. Nu-ți mai spun că eu, de exemplu, după la 4-5 ani, trebuia să particip la curățenie în casă, la tăiat morcov și cartofi în bucătărie, la șters geamurile, la șters argintărie și porțelanuri prin casă. Avem o casă foarte mare
Și lucrurile astea pe mine, bine, hai că sora mea era fată și cred că ar fi trebuit să fie prima vizată, pentru că urma în timp viața să-i scoată chestiile astea cotidian, la iveală, da? Și m-am dus și am întrebat-o pe mamia, pe bunica mea. Bă, da, eu înțeleg, ai pus-o pe Raluca, faci de-alea, de-alea, dar bun, fac și eu. Dar la ce-mi folosește? Zice, Mădărine, dacă o să-ți ajute Dumnezeu vreodată să ai o casă așa mare și frumoasă și o să ai oameni de serviciu, servitori, da? Tu dacă nu știi ce-i ceri servitorului, el te păcălește, îți bagă mizeria sub covor. Așa, dacă știi și vede că tu știi și știi să-l controlezi, o să fie foarte atent și o să facă treaba cum trebuie. Sună ușor aristocratic așa, adică... Dar ăsta era, adică asta a fost explicația. Și mi-a prins foarte bine. Bine, în afara faptului că stai la masă, n-ai voie să stai cu coatele, că... cuțitul în dreapta, furculița în stânga. Lucruri care țin de bune maniere. Care țin de bune maniere cu uzuale, știi? Da. Astea sunt lucruri pe care cred că în timp le-am realizat și le-am urmat și mi-au folosit. Care este cea mai frumoasă amintire care vă vine în minte când vă gândiți la copilărie? Nu știu, asta cu cea mai, cel mai, ce nu există. Una dintre cele. Atunci care sunt una, să redați și noi exemplu. Una, două. Mi s-au întâmplat atât de multe că nu știu pe care să o iau acum, plus că... Oricare. Cea care vine acum. Prima. Nu pot să o spun la televizor, cea care vine în cap acum. Însă pot să spun, uite, de exemplu, veneam din străinătate, tata nu conducea, mama conduce și cumpărase o mașină frumoasă americană, un Plymouth, cum spuneam noi. Așa. Și venind cu ea, nu mai știu de unde au luat-o, cred că din Suedia sau din Danemarca, când ajungem la graniță, intrăm cu mașina la benzinărie, după ce am intrat în România, nu o să punem benzină. Mama se dă jos, pentru că ea era șoferul, se duce și îi spune lui la ce să câtă benzină să pună, îi plătește și dă să se întoarcă și benzinarul, după ce pune pompa la loc, îi zice lui mama, doamnă, dați jos cioara aia din față. Mama a rămas stupefiată și a ieșit tata din mașină. Cum îți permis, bă, nenorocitule, să mă faci cioară? Nu, domne, e una acolo, la grătar acolo, la în față. Ați luat-o, e moartă și stă așa și zic să o dați jos. Tu-ți dai seama. Și tata, a, da? Bine, bine, mulțumesc. Deci astea sunt întâmplări pe care, trăindu-le, de câte ori le povestesc, mor de râs. Deci îți dai seama. Dați jos cioara din față, doamnă. Și mama era nebunită. Care cioară? Și a ieșit tata. Cum îți permis, mă nenorocit, să mă faci cioară? Nu că n-ar fi fost, da? Dar mă rog, acum vreți, lucrurile pe care le discutăm noi, pentru mine par așa ca un fel de șuetă, știi? Dar ele sunt totuși lucruri care până acum n-am avut timp să-mi scriu memoriile și sunt multe. Ar fi păcat să nu le scrieți. Vreau să vă mai întreb, ce a lăsat marele Ion Voicu impregnat pentru totdeauna în caracterul și educația primite de dumneavoastră? Tot. Deci, iarăși trebuie să facem așa un fel de lămurire, dacă vrei. Eu mă trezesc și mă culc noaptea cu gândul la tata. Bine, am mai mulți membri din familie și prieteni la care mă gândesc așa ca și cum aș face o rugăciune, da? Tata era și după mine e încă o persoană care n-a făcut niciodată, nicăieri, nimănui, nici un rău. Nici măcar cu gândul, cu ideea de a face. Bunătatea și căldura lui, pe care le simt și acum, nu știu, și mă refer în primul rând la ăștia mici, care când îi iau în brațe, și culmea e că pe ăla mic îl cheamă tot Ion, când mă ia în brațe, parcă mă strânge în brațe tata. Deci sunt lucruri pe care nu știu... le-aș dilua dacă aș încerca să le explic. E un sentiment frumos.
ca și credința. De exemplu, eu trăiesc cu Dumnezeu în mine. El este în mine și datorită lui trăiesc și am liniștea că El veghează la tot ceea ce fac eu, Dumnezeu, da? Dar lângă El e și Tata. Deci am o siguranță, așa, un fel de liniște care îmi stăpânește și mintea și sufletul. Și astea sunt lucruri pe care presupun că ar fi normal să le aibă oricine. Însă dragostea mea și iubirea mea și respectul meu pentru Tata sunt din cauza lui, pentru că el a fost și s-a comportat și m-a crescut și m-a educat în felul ăsta. Și a reușit. Ca dovadă că eu sunt dependent de Tata, să zicem așa, între ghilimele. Iar mama când vine în gândurile dumneavoastră? Ce vă aduce o lacrimă în colțul ochiului când vă gândiți la ea, la mama? Mama e mama, adică nu există rol preluat sau predat în altă parte, altcuiva. Mama e mama, da? Ea e născătoarea. Deci mama are, cum să zic eu așa, un fel de amprentă structurală în ce mă privește. Este ca o coloană vertebrală care ține tot corpul, organismul și tot ce trebuie în stare dreaptă. A fost o femeie, are o lună și ceva de când a plecat după tata, a fost o femeie care poate că n-am cuvinte să explic, dar vreau să măcar să-ți transmit ca sentiment. Care micuță așa cum era ea, ocupa un spațiu în viața mea copleșitor. Deci nu puteam să respir, nu puteam să gândesc, nu puteam să, fără să fac legătura cu mama, care mama săraca nu se băga. Mă întreba, ce faci, cum te simți, unde te duci, când vii? Ai mâncat? Ai dormit? Ești bine? Deci chestii de-astea uzuale, da? Însă probabil că în timp de când ne-am născut noi, ea s-a ocupat de paza noastră, adică de mersul lucrurilor cum trebuie, din spate. Deci n-a făcut niciodată caz sau paradă de, bă, trebuie să iau mama, trebuie să mă ascultă. Nu, dar se îngrija de tot, într-o formă aproape perfectă. Și n-am cum să, nu că de uitat e vorba, că așa dacă mi-e dor de ea, am tot felul de fotografii, de filme, de DVD-uri, de astea. Sau mă duc la cimitir. E vorba de ce-ți rămâne, ce-ți lasă. Și nu-ți lasă că asta e pentru Mădălin, asta e pentru Raluca, asta e pentru Costică. Îți lasă fără să te gândești, bă, ce mi-a lăsat. Ea există acolo, practic, ea nu a murit. A murit fizic, dar în mod explicit, așa frumos și clar, ea trăiește. Asta. Spiritul ei continuă să existe. Da. Și parfumul ei, și privirea ei. E un complex, dar sunt lucruri pe care, acum că mă întreb tu, dar eu altfel nu le gândesc sau să le descușesc sau să le... Credeți le în viața de după viață? Da. Pe ce-am face dacă n-am crede? Ce faci, treci în pământ și gata, s-a terminat. Nu, eu mă rog, eu am avut un copil care mi-a murit la 2 ani. Am avut bunicii, da? Am avut neamuri, tata, acum mama. Eu mă rog lor ca lui Dumnezeu. Deci eu cred că Dumnezeu nu numai că este atent la ce se întâmplă aici pe pământ, și nu numai cu mine, în general, bine, Dumnezeu săracu are prea multă treabă ca să stea să facă părțel, dar ca gând bun așa pe care ni-l transmite, sunt sigur că are grijă și de ei acolo sus. Primiți semne? Da. Ce? Asta e normal. Nici nu cred că trebuie să te sperii sau să ai vreo senzație de asta. Exact. Știu eu, de sperietură sau...
Nu, semnele sunt, le vezi, le vezi, le auzi. Deci sunt chestiuni pe care le trăim, nici nu trebuie să te impresioneze. Ele fac parte din viață. Și semne destul de des întâlnite. Chestiuni care țin de percepția necăutată a mea, de exemplu. Ele vin fără să le caut. Și mi-apar. Și lumini, și zgomote, și chestiuni care țin de stări. Doar să fim trezi. Da. Să le remarcăm, da. Sau să fim conștienți. Bine, așa de visat, sigur că mai se întâmplă să mai visezi. Revenind la copilărie, când erați copil, vă imaginați că veți avea o astfel de carieră fulminantă? Iată, 7 copii, 3 neveste. Și 3 nepoți. Doamne ajută! Și 3, mulți înainte. Mă, nu m-am gândit în sensul că dacă trăiam într-o familie de dulgheri sau de, nu știu, de ingineri, poate deveneam sau făceam ceea ce vedeam prin casă. Dar așa nu. Mă așteptam să devin parte dintr-o construcție artistică, culturală, da. În schimb, să spun, nu vreau să recomand nimănui să apuce de vreun instrument sau de muzică sau de artă în general sau de cultură, de teatru, de sculptură, de orice, dacă nu e sigur că poate cuceri aceste domenii ale artei. Da, domenii. Pentru că dacă n-ai talent, poți să studiezi 10 ore pe zi, că tot bocciuiești. Deci, talentul este o chestie pe care ori îl primești, ori îl moștenești, ori nu-l ai. Și dacă nu ai talent... Și dacă l-ai cât uși de puțin, el se poate dezvolta. Da, da, există o limită. Bine, nu poți să ai talent la 2 kg, la 6 kg sau la 8 grame. Deci talentul înțelegem. Ori e, ori nu e. Poate să-ți placă. De exemplu, sunt mulți oameni care sunt melomani fără să aibă vreun talent. Și trăiesc cu muzica asta, să zicem, sau cu drag de pictură, de sculptură sau de alte forme, de balet, de muzică lirică, da? Dar asta nu e că fac ei, e doar că le place. Ca să faci, trebuie să ai 100% date. Îmi doresc să mai stăm un pic în acest punct, cu cei tineri, cu cei talentați. Se întâmplă de multe ori ca cei tineri, după ce, iată, devin absolvenți de conservator, poate că sunt, nu știu, îngroașă rândurile diferitelor, eu știu, forme ale subgenurilor muzicale, ca să zic. Intră, cântă într-un restaurant. Poate că nu au curajul sau nu au încrederea necesare să poată merge, poate să obțină un bar mai ușor. Ce sfat le-ați da acestor tineri? Talentați și buni și valoroși. Iubito, dacă sunt talentați, buni și valoroși și se confirmă asta, este imposibil să nu facă, nu știu, treabă sau carieră chiar. Dacă nu sunt, trebuie să aibă cineva curajul să le spună chestia asta. Că așa, sigur că e nevoie de profesor de muzică la școală sau la facultate, că există nevoia de oameni în orchestră care nu trebuie să fie neapărat super, hiper talentați, dar care se pot achita de meseria de instrumentist într-un mod onorabil. Deci nu trebuie să se supere cineva că nu este un super talent și că este doar undeva într-o zonă unde poate încerca să-și facă o meserie din artă. Acum, cum să spun, greu de neghină să alege. Deci se vede imediat când e unul care e talentat și unul care e așa și așa. Trebuie să-ți spun un lucru și tot pe tata trebuie să-l citez, care spunea, sper să nu supăr pe nimeni, care spunea că, bă, decât să fii mediocru, mai bine să fii idiot. Că dacă ești idiot, te mângâie unul pe cap, mai stai pe lângă el, te mai crește, te mai educă, îți mai dă un ban de milă, de nu știu ce.
În artă sau în zona muzicii, despre care pot vorbi liber fără să am prejudecăți, mediocritatea nu este o calitate sau o platformă de la care să evoluezi sau pe care să te situezi. Ori ești bun, ori nu ești. Că să fii mediocru, și mai e ceva, mediocru în general, și asta se întâmplă și în politică, dacă tot m-ai întrebat. Mediocrii se cred deștepți, adică iau buba la cap. Ei înțeleg că sunt mediocri, deci practic sunt undeva la mijlocul drumului între bine și rău. Însă ei se cred deștepți și sunt mulți. Faptul că ați intrat în politică, cui se datorează? A fost poate singura șansă pentru a vă putea face cunoscute opiniile. Știi ce se întâmplă? Eu mi-am dorit să fac politică. Nu m-a luat cineva cu forța. Eu am stat până în 95 la Izmir, în Turcia. Am fost profesor la conservatorul Atatürk de acolo. Când m-am întors în 95, avuseseră loc niște mișcări politice, știi bine, între 90 și 95, care au așezat cât de cât clasa politică. Eu, întorcându-mă, n-am vrut să purced direct în politică. Puteam să mă duc la oricare partid vroiam eu, dacă era să fie o ambiție. Și mi-am înființat un partid al meu. Se chema Partidul Libertății și Unității Sociale Plus, care acum este Partidul Cioloș, dar care nu e același partid, bineînțeles. A fost o șmecherie acolo, mă rog. Și am stat să cântăresc lucrurile, să văd cum stau și ce trebuie să pentru ce mă pregătesc. Eu sunt țigan. Primele lucruri pe care le-am făcut în ideea că am, nu știu dacă obligația, dar datoria să intru să fac politică, m-am gândit la minoritatea pe care o reprezint, etnia romă, da? Stigmatizată de cele mai multe ori. Da, bun. E și vina lor, stai liniște, nu pot să iau apărarea. Adică există lucruri pe care pot să le afirm, există lucruri pe care mă abțin să le afirm. Deci sunt lucruri care sunt decorectate, altele nu mai pot fi corectate, că e deja cronică situația. Bun. Și între 96 și 2000 am fost deputat al romilor în Parlamentul României. Între timp m-am lămurit cum e cu dreapta, cu stânga, cu nord, cu sud, cu vest, cu est, cu asta, să văd ce se întâmplă. Că eu, gândindu-mă să ajut romii în continuare, știi? Și fiind vorba despre un partid de stânga, eu fiind socialist, nu comunist, socialist, am gândit că am o relație bună cu Ion Iliescu, care și el e de etnie romă, cu Adrian Năstase și cu încă câțiva oameni pe care în vremea aceea îi priveam ca pe niște lideri și chiar erau. Acum am zis, hai să vedem, intru la PDSR, că așa era pe vremea aia, am intrat și am început să fac niște liezonuri pentru țigani și pentru promovarea, din punct de vedere al doctrinei social-democrate a PSD-ului, ca să avansăm lucrurile împreună. Și deci, practic, am ales singur, nu m-a convins sau nu m-a presat cineva sau să fiu, nu știu, să-mi caut un loc călduț. Am făcut-o pentru că, deliberat, că am zis în felul ăsta să găsim variante comune și să mai scoatem din întuneric. Ați și reușit, de altfel, printr-o lege care, adoptată fiind, le asigură celor de etnie romă să poată intra la facultate sau în școli. Așa e. Au locuri separate, ca să nu zică cineva că le-a luat loc. Bun, mai sunt și altele. Nu vreau acum să mă împăunez, să mă uflu. Dar sunt lucruri pe care, în timp, lucrurile astea au devenit, practic, un sprijin pentru țigani. Deci n-a fost o chestie artificială sau forțată. Ușor, ușor, lucrurile avansează. Grigoraș Dinicu, deși bursier al conservatorului, nu și-a putut desăvârși studiile la Viena. Am avut în edițiile trecute un invitat, Nicolae Ferraru, care la fel s-a izbit de un astfel de
De o astfel de situație creată pe motivul etniei rome. Acum nu mai e asta. Acum nu mai este. Nu. Astea au fost lucruri care s-au întâmplat ori în perioada interbelică, ori imediat după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Începând cu anii 52, 53, 54, adică la începutul anilor 50, sigur că s-au schimbat lucrurile și s-au, hai să zic așa, modernizat sau mai limpezit. Dar altfel, de exemplu, să zic, deci toți prietenii lui tata dintre violoniștii de nivel mondial, Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Henry Schering, Yasha Heifetz, toți erau evrei. Toți erau evrei și singurul neevreu care era țigan era tata. Și se iubeau ca frații. Deci n-a fost o chestie că, bă, tu ești țigan, bă, tu ești jidan. Nu, n-a existat chestia asta. Deci era o comunicare emoțională, sufletească, din sentimente limpezi și pure. Și asta a însemnat în timp și o rețetă de viață pentru ăștia care aveau atitudini de-astea rasiste și discriminatorii, vădit, știi? Adică nu doar așa e ca interpretare. Sunt și astăzi mulți care, uite, de exemplu, președintele Iohannis a spus să nu vă necați la mal. Ca cine? Hă? Ca țiganii, bănuiesc. Păi, vezi? Este o vorbă. Vezi? Dar da. E ca să nu pronunțe cuvântul, a spus să nu vă necați la mal. Ca cine rămâne să interpretăm noi? Eu nu fac un laudatio acum pentru țigani, să fie clar, că sunt mulți care sunt nenorociți și jegoși. Vorbesc ca și caracter, ca fel de a fi. Dom'le, dar asta nu înseamnă că trebuie să suprimi o etnie întreagă. Ba din contră, trebuie să scoți părțile frumoase, oamenii care merită și oamenii care sunt capabili să dea mai mult și să le acorzi un sprijin. Sigur, și atunci poți să spui, ăștia sunt buni, ăia nu sunt buni, sau nu vor, sau nu pot. Dar asta este valabil pentru orice fel de etnie. Ce vă leagă de muzica lăutărească? Știu că ați imprimat muzică lăutărească, chiar dacă sunteți un dirijor remarcabil de muzică clasică. Cum se împacă aceste două genuri, domnule Mădălin Voicu? Ce legătură este între Beethoven și Romica Pucean? Sau ce legătură ar putea fi? Cred că Beethoven este în, în pierdere când n-a reușit să o asculte pe Romica Puceanu. Cred că l-ar fi influențat foarte tare. E bine, nu se pot compara ca, mă rog, nici ca material didactic, nici ca istoric, nici ca ce au produs ei, știi? Dar Romica Puceanu este un interpret de marcă pe care nu cred că îl poate contesta nimeni. Indiferent că vine din Finlanda sau vine din Mali sau din Portugalia sau din oriunde din altă parte. Deci Romica Puceanu are un stil, e un stil de cântat lăutăresc, pur lăutăresc. Beethoven este nu numai o personalitate și un personaj, este un fel de reper al muzicii în general, dar în mod special al muzicii clasice. Și n-a trăit nici foarte mult și ce a produs este fără doar și poate unicat. Dacă ar fi să alcătuim un top al muzicii lăutărești, care ar fi ordinea primilor 5 lăutari care ar putea fi studiați la conservator? Tu mă pui acum, asta e o capcană. Când mă pui să fac eu topul, nu pot să fac. Dar pot să-ți spun câțiva dintre ei pe care probabil că lumea îi și cunoaște și care, mă rog, au însemnat, au avut o amprentă serioasă asupra muzicii lăutărești populare românești. Știi ce? Cum la alte etnii sau la alte popoare există o traiectorie sau, cum să spun, dovada unor capacități în anumite meserii, așa la romi, la țigani, există predispunerea asta predilectă, dacă vrei, de a face artă. Și nu numai muzică. Muzicanții lăutari țigani au o chestiune care se cheamă pedigree, dacă vrei, sau nu știu cum să-i zic. Bă, ăștia toți știu și pot să cânte, da? Explică-mi și mie. Eu nu neg că sunt și, uite, Maria Tănase. Maria Tănase cânta extraordinar. Deci n-am cum să
să n-o menționez, nefiind de etnie, da, romă. Însă majoritatea dintre ei, Grigoraș din Nicu, la, uite, Sile din Nicu, care n-a făcut muzică la Otărască, a fost dirijor orchestrei radio, Naționale Radio, așa, de jazz, de muzică ușoară, Mihai Nămol, Ion Nămol, Siminică, deci, de ăștia care, cum să spun, nici nu trebuie să... Ai o cultură foarte mare, că dacă auzi numai numele lor, imediat îți dai seama că e ceva de elită în sensul muzicii lăutărești, știi? Și cred că, uite, Nicolae Botgros, care e la Chișinău, da? Știi, sunt oameni care s-au născut, au amprenta asta și au făcut din asta nu numai o meserie, dar sunt și respectați, adică sunt recunoscuți și jos pălăria pentru toți cei care au reușit în muzica lăutărească. Dar sunt foarte mulți care nu sunt vizibili sau nu au auzit lumea de ei, dar care își fac din muzică un scop în viață. Cât de mult se mai ascultă muzica lăutărească în ziua de astăzi? Din păcate, mai puțin decât ar fi normal, zic eu. Nu vreau să par subiectiv și nici tendențios, dar cred că e păcat că lumea nu mai ascultă muzică lăutărească tradițională, care nu e neapărat interpretată de țigani. Poate să fie interpretată și de nețigani, da? Dar stilul este atât de frumos, e atât de colorat și atât de luminos, că e păcat să nu asculți sau să nu știi despre... Și hai să fim serioși acum, toată muzica populară românească, începând din Marea Mureș și terminând cu Dobrogea, este o muzică recunoscută și apreciată de foarte multă lume. Și dacă te duci, de exemplu, cu un taraf la Viena, cu muzică lăutărească, ăia rămân muți. Uite, era un mare lăutar, muzicant, violonist, ungur, țigan, Lakatos. Pe ăla, când se ducea să cânte undeva într-un restaurant, oriunde pe planetă, lumea nu mai mânca, nu mai bea, se uita, era drogată, stupefiată. Așa se întâmplă de câte ori dai sau ai ocazia să asculți muzică de bună calitate și dacă vorbim despre muzică lăutărească, cu siguranță că asta e una dintre genurile care se învață și se cântă foarte greu. Deci nu e la îndemâna oricui. Muzica aceasta lăutărească își are rădăcinile în muzica noastră populară. Da. În folclorul tradițional. Mai putem vorbi astăzi de autentic în folclor? De ce nu? Folclorul românesc, tradițional, popular, el există și nu moare. Muzica lăutărească, chiar dacă are eșantioane inspirate din muzica populară românească sau din alte muzici, chiar și din Serbia, de exemplu, sunt foarte multe nuanțe muzicale care vin din zona fostei Iugoslavii. Sau bulgărești, sau chiar orientale, da? Problema este să creezi muzica, nu doar să o cânți. Adică să iei, să cânți niște note, nu știu cât de mult contează. Contează ce nuanțe dai și cât de frumos brodezi pe note și pe muzică și pe ritm și pe armonie. Sunt lucruri care unii oameni nu le înțeleg, alții le simt și le trăiesc. Despre asta vorbim. Mă, nu că cine a luat de la cine. Adică hai să fim serioși acum, eu nu pot să zic că muzica asta care e acum la mare modă manerele e muzica. Aia nu e muzica, aia este ritm. Răm-tăc-dâm-pam-pum-pum-pam, răm-tăc-dâm-pam-pum-pum-pam. Asta e muzică? Hai să fim serioși, adică știm exact ce înseamnă muzică. Muzică înseamnă armonie, forme, contrapunct. Mai este un gen specific nouă al României, romanța. Da. Superb. Prea puțin se ascultă romanța. Cine să mai asculte, mă? Spune și mie. Păi nu știu, dacă fiecare părinte, poate o dată în săptămână, când se vede cu un frate, cu o soră, când se întâlnesc, mă îndoiesc că românii nu se mai întâlnesc măcar o dată pe săptămână, cum se întâmpla o dată în copilăria mea, în amintirile. Știu, bunica mea asculta romanțe fiecare zi. Și cu Ioana Radu și... Mă rog, acum, știți, e moda asta. Să nu se asculte foarte mult, dar... Puțin, pentru că, iată, pe măsură ce avansăm în vârstă, parcă suntem tot mai legați de amintirile astea, din fișierele astea ale memoriei, ca să zic.
Mă, nu-i politicos să te întreb câți ani ai, dar pot să-ți spun am 37 de ani. Mulți înainte. Și am și doi copii acasă. Bravo, ce să-ți trăiască. Mulțumesc, Doamne ajută. Bravo. Știi cum e? Tu dacă o să-ți crești copiii într-un spirit sau într-o atmosferă care să îi facă măcar curioși, știi? Nu trebuie neapărat să le placă sau să cadă pe spate, dar măcar să vadă, bă, ce ascultă mama acolo. Ce... Da, asta sunt... este o chestie care se transmite, știi? Sunt, dar mi-aș dori să reușim să-i și influențăm pe alții de lângă noi. Oricum o facem. Mă, lumea este disperată după bani. Lumea este disperată după un succes simplu, de multe ori grotesc și imediat. Lumea este... din ce în ce se îndepărtează de educație, de cultură, de lucruri care sunt stabile și... lumea își caută o viață ușoară, nedându-și seama că ei, de fapt, intră într-un marazm din care nu știu cum ori mai putea și ieși. Și pierd din esență. Sigur că putem da. Împiedica această dezrădăcinare sau de la... Păi ar cam trebui să putem să facem chestia asta. Totul pleacă de la atitudine și îți spun de ce. Dom'le, eu sunt... un bun român, indiferent de etnie. Eu din țara mea, indiferent cât de greu, cât de rău, cât de cum ar fi, nu plec. Asta nu înseamnă că cei care au plecat au fost trădători și lași. Treaba lor, nu mă interesează, că își fac singuri drumurile astea. Bă, da, ăștia care am rămas aici, acceptăm în continuare să fim vasali când am putea fi cu ce ne-a dat Dumnezeu nouă în țara asta, stăpân pe ale noastre și pe țară și pe pământ și pe toate bogățiile. Cum să fiu atât de... Dar asta e vreme îndelungată de când se întâmplă asta, de pe urmea lui Burebista. Deci nevoia de a sta în țara ta, care ți-a dat Dumnezeu să o poți rândui cum vrei tu, că ai de toate, nu e pustiu, nu e ca în Sahara, da? Și tu să te apuci să-ți vinzi, să strădezi țara, dar îți pui steagul, balcon și te legi cu tricolorul după tine și îți rup parul din cap, eu sunt român, să-ți vrăși gel pentru proști. A face din țara asta ceva înseamnă să fii român. Nu să te manifesti ca un, nici nu vreau să zic cum, și doar să țipi cu pieptul deschis, eu sunt român, eu vreau pentru țara mea, pentru poporul meu. Dar ce faci, mă, pentru asta? Ce faci? Adică ce oferi? Eu nu plec din țara asta indiferent cum ar fi. Deci n-am avut niciodată. Tata a fost propus profesor la Hochschule din Hamburg pe viață. În, nu știu, 78-79. Și tata a zis, refuz. Și mama, de ce, Ioane? Cum o să nu mă duc eu acasă să stau și eu la mine în poartă cu teiul care să-mi facă umbră și să nu-mi văd eu prietene și nu știu ce? El, înțelegând că pe viață, adică practic el nu mai avea cum să se întoarcă în țară, știi? Și de-aia a refuzat, ca să se întoarcă acasă. E, felul ăsta de comportament, de atitudine și de reacție ar trebui să-l aibă toți care se cred și își zic patrioți. Restul și golani. Și atunci tu trebuie să-ți demonstrezi forța și puterea aici în țară. Nu în altă parte. Cum adică să mă duc să șterg asta? Babe la cur, să-mi dea unul, nu știu ce, 11 euro în plus? Hai să fim serioși, nu se poate, asta e prostituție. Cum putem face schimbarea asta, domnule Mădălin? Nu putem să o facem. N-a nu făcut-o putem. Nici Decebal, nici Mihai Viteazul, nici Ștefan cel Mare, nici Mircea cel Bătrân, care a încercat, dar n-a reușit. Și de acolo, așa, nici Cuza, nici cine vrei tu. N-a reușit nimeni. Iar Ceaușescu, nu pentru că fac un, cum să spun, gândesc pro domo în felul ăsta. Ceaușescu, după ce a avut el ambiția să plătească datoriile, ai plătit datoriile, pac! Hai să fim serioși. A, că au fost zile rele, zile grele, ani grei, a, de acord. Dar el n-a murit din cauza că noi găseam doar jumătate pâine la galantar. El a murit pentru că s-au opus unor chestii din afară care au fost impuse și el n-a vrut să fie de acord. Și și-a plătit datoriile ca să fie independent. Mai există în țara asta oameni care se pot opune unui rău care se dorește să fie făcut țării noastre? Mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred, nu știu. Nu pot să mă pronunț. Eu, de exemplu, nu vreau și nu accept și nu trebuie să ne... cum să cădem într-o auto-umilință în fața nimănui. Eu vreau să trăiesc la mine în țară decent, civilizat,
să mă hrănesc cu tot ce mi-a lăsat Dumnezeu, că avem gaze, o pungă de gaze în Marea Neagră și vine Exxonul să nu ia. Păi, tu ești de acord cu chestia asta? Mm-mm. Păi vezi? Dar nici nu stă în puterea mea. Stă în puterea mea, domnule Mădălin Voicu, să pot să schimb astfel de decizie. Păi uite, schimbă pe asta cu Enelul, că e la italieni. Păi ce să... Nu se poate. Noi suntem structurați așa. Bun. Ce sfat aveți pentru cei tineri? Cei tineri care se văd împovărați taman de aceste aspecte pe care le-ați amintit răzleț acum. Imit-o. Ca să nu mai plece din țară. Care este mesajul care ar putea să trezească românitatea sau mândria de a fi român din ființa oricărui tânăr? Bă, eu nu-mi place vorba asta cu să fiu mândru că sunt român. Că... Eu sunt român pur și simplu. Eu vreau la mine în țară, pe pământul meu, să-mi fac viața așa cum cred eu, cu copiii mei, cu nepoții mei și cu toate neamurile mele. Eu nu pot să am, cum să spun, să dau sfaturi. Eu pot să recomand ceea ce eu am făcut. Adică nu pot să zic, bă, Costel a făcut... Nu știu. Da, din propria experiență. Nu știu, că tineretul e preocupat de cu totul alte chestii. Deci, la ora actuală, ușor, ușor pierdem și tineretul. Pentru că știi ce se întâmplă? În viață trebuie să ai trei lucruri. Primul este să fii sănătos, al doilea este să ai demnitate și al treilea să ai școală. Deci, dacă n-ai școală, n-ai demnitate și mai și te îmbolnăvești de la... sau alte chestii, ca să nu le mai enumerăm pe aici, sunt chestiuni care îți dăunează, nu numai ție, întregii țări, întregii națiuni. Și nu fac pe profesorul, pe filozoful și pe... că nu, ăsta e scopul. Dar oamenii trebuie să înțeleagă. Și mai spun încă ceva. Românul nu înțelege decât de bici. Nu trebuie să dai cu el, să-l vadă în cui. Uite-l. Atât. Ce democrație, ce libertate și cum să ne facem noi să fim preși în fața puterilor mondiale, ca să nu dau nume, că după aia se interpretează. Și cum să facem noi să ajungem să fim servitorii perfecți? Hai mă, ce naiba! Și eu nu sunt răzvrătit, eu sunt așa mai temperamental. Și lucrurile astea nu e prima oară când le spun. Problema este că n-am cu cine să vorbim, fac monolog acum. Adică tu poate înțelegi, dar în rest, lasă-mă că e artist. Mai dă și cu un cot. Bun, ca artist, muzica are... este această minune care creează stări. Muzica poate să schimbe interiorul unui om. Auzi. Eu vorbesc despre muzică și presupun că tu vorbești tot despre muzică. Tot despre muzică. Aia care are contur, adică așa. Muzica, da. Așa. Pe care muzică? Muzica clasică, muzica de calitate. Da. Care cuprinde mai multe genuri. Cine, ai dreptate, cine promovează sau cine încurajează sau cine transmite un mesaj să renunțăm la chici și să luăm în brațe muzica de calitate, cum zici tu. Păi frumoasă. În puterea cui stă, domnule Mădălin Voicu? Iată, sunteți secretar de stat la Ministerul de Cultură. Ce fac eu la minister sunt chestii pe care le-aș face chiar dacă n-aș fi. Adică, să fim serios, că nu fac nimic ilegal sau știu eu să fac niște tranzacții sau... Eu ajut instituțiile și oamenii nu neapărat de care vin la mine. Adică din atribuțiunile mele eu înțeleg să fiu util pentru cei din breasla mea. Da? Deci că sunt secretar de stat sau că nu sunt secretar de stat, asta nu știu. Sigur că are o anumită chestie pe ierarhică. Dar ca activitate și ca atitudine sunt la fel cum eram la 15 ani. Știi ce se întâmplă? Sunt prea puțini sau din ce în ce mai puțini oameni care înțeleg ce vorbim noi acum. Înainte existau niște comisii. Da, sigur. Da. Și erau oameni care ziceau, băi, stai bă să vedem. Trebuia să prezinți un text, o linie melodică, sigur. O orchestrație, un port popular sau o anumită vestimentă. Doamne, erau lucruri care erau verificate și care în urma unei analize ziceai, da, ăsta e de calitate, ăsta nu e de calitate. Deci exista o rigoare, astăzi sigur. Nu mai există. Poftim. Vezi? Și atunci, sigur că eu nu sunt neapărat supărat, sunt trist. Adică mă doare sufletul.
supărat pot să fiu 10 minute și îmi trece. Beau un whisky și am rezolvat. Dar problema este că astea sunt tristețuri care, nu știu cât le trăiesc sau cât le simt, dar care trebuie, nu știu, făcut ceva ca să dispară sau să plece. Suntem prea puțini pentru un popor atât de mare. Dar mă rog. Ați regretat vreodată faptul că nu ați plecat din România? Cred că nu. E o întrebare... Da. Nu pot să stau mai mult de maximum 3 săptămâni plecat din țară. Deci am avut turnee cu tata, cu orchestra de cameră, cu invitat pe la tot felul de concerte, spectacole, festivaluri și așa mai departe. Mai mult de 3 săptămâni nu pot să stau plecat. Nebunesc, vreau acasă. Dacă viața dumneavoastră ar putea fi trecută scrisă, ca să zicem, într-o partitură, această partitură, cărei lucrări muzicale ar aparține? Un concert, o romanță, o sonată. Aș prefera fără vorbe, pentru că mesajul muzical poate fi interpretat. Dacă adaugi vorbe, vorbele au o direcție. E ca o săgeată, adică este adresat cuiva sau unei situații. Și de obicei, astea care sunt cu vorbe sunt ori triste, ori pesimiste. Cântecele, mai ales cele răutărești sau cele romanțele, dacă vrei. Deci aș prefera ceva fără vorbe. Și mă gândesc la... ori la mica serenadă de Mozart, tiro-rom, 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 așa. Sau pim, pam-pam, pam-pim, pam-pam, pam-pim, pam, pam-pam. Deci pe undeva pe zona Mozart sau Haydn, mă gândesc. Nu știu, la preclasici. Că dacă ajungi la Brahms și la Tchaikovsky, deja intervine partea tragică, partea bombastică a lucrurilor, știi? Evităm asta. Da. Bine, asta e părerea mea acum. Sigur, tu poți să înțelegi... Nu, alegerea va aparține. Și ați și spus despre ce opțiune ați avea sau înspre ce v-ați duce. Este vreun moment din trecut asupra căruia v-ați dori să reveniți, să schimbați poate o decizie luată? Mă, viață, faci lucruri bune cu intenții bune, se întâmplă să mai greșești sau să nu-ți iasă așa cum ți-ai dorit. Dar nu, mă, viața trebuie fie una colorată, nu poate să fie numai bună, numai frumoasă. Și numai cu decizii. Nu merge. Iar, sau, tocmai asta e partea frumoasă a vieții, că este și partea de surpriză. Nu neapărat că n-am auzit pe vreunul că să fie masofistă și facă singur rău. Dar în viață se întâlnesc tot felul de situații, tot felul de oameni. La unii te aștept să fie cum să cade și constați că sunt nătărăi, la alții îi judeci și vezi până la urmă că de fapt ai greșit judecându-i. Nu știu, nu pot să mă gândesc la ce m-aș întoarce. Nu, m-aș întoarce doar în cazul în care aș putea să învii morții. Pe tata, pe fiimiu, pe bunici... În sensul ăsta m-aș întoarce, aș sta puțin pe acolo și aș veni înapoi să-i mai revăd, să-i mai le simt suflarea. Care au fost momentele de cumpănă, cele care au ridicat semne de întrebare asupra puterii de a trece peste obstacole? Mă, zic eu și nu cred că greșesc. Încercările din viață, și mă refer în special la cele care nu sunt plăcute și grele sau greu de trăit, sunt chestiuni care te întăresc. Adică dacă te-ai întâlnit de 2-3 ori cu o situație grea, dificilă sau poate chiar tragică, chestia asta te reclădește sau îți dă o carapace care te ferește să primești iarăși lovituri. Nu știu, eu cred că Dumnezeu are niște socoteli cu noi.
îți mai arată, bă, vezi că nu e regulă, nu ești cu minte, nu ești cu tare, ce trebuie, ce vezi, ai grijă, dacă n-ai grijă te mai pedepsește, dacă te corectezi, ai văzut, ți-am spus eu că o să fie bine și nu știu ce. Bine, eu în poezia mea mă tot gândesc că lucrurile astea sunt firești și că așa se întâmplă de obicei, nu știu dacă am sau nu dreptate, dar problema că înăuntru meu, cum îți spuneam, trăiește fermentul ăsta și frumusețea asta, bunătatea lui Dumnezeu. Dar, în general, oamenii nu se învață. Au greșit odată, au greșit a doua oară și o duc așa. E ca un fel de noroc construit greșit, să zic. Da, se întâmplă. Cât de mult contează dragostea, îndrăgostirea în destinul unui artist? Trebuie să includem și pe cei de la LGBTQ acum sau vorbim doar despre după relația? Cum doriți să vă desfășurați pe partitură. Nu am. Eu, știi cum, îndrăgostirea nu vine că dai un telefon la ne vedem la ora 6. Deci asta este o chestie care se întâmplă. Adică e chiar frumoasă că fiind neprevăzută te ia prin surprindere, știi? Și atunci ai niște emoții, simți niște ceva. Asta cred că e, adică poți să programezi să te îndrăgostești sau să iubești sau să, nu știu, să ți se întâmple niște lucruri de genul ăsta. E frumoasă îndrăgostela. Te influențează cumva destinul unui artist? Păi da, adică sunt lucruri pe care, cum să zic, îndrăgostit fiind sau îndrăgostindu-te, îți arată și în tot ceea ce faci ca artist. Și ca inspirație, și ca fantezie, și ca execuție, sau ce faci tu, prestație acolo. Astea sunt chestiuni normale. Și nu cred că numai la artiști. Cred că la orice meserie. În momentul când ai așa un fel de exuberanță și de dragoste de asta fierbinte, sigur că lucrurile se transformă în bine, presupun. Cifra 3 sau cifra 7 v-a adus noroc mai mult în viață? Șapte. Și o ultimă întrebare. Unde vă căutați liniștea și fericirea, domnule Mădălin Voicu? Păi să știi că mă caută ea pe mine. De obicei nu trebuie să mă duc eu să o caut. Dar sunt locuri în care mă simt nu neapărat apărat, dar îngrijit sufletește cel puțin, știi? Și ai să râzi, dar eu mă duc foarte des la cimitir. Nu râd. Și acolo există o pace și o ceva, nu știu cum se cheamă, că n-am găsit un cuvânt să explic chestia asta, și plec, parcă-s pe fulgi de acolo. E o frumusețe de neexplicat. Și nu e vorba de liniște, de că aprind lumânări, că vin cu flori, că nu. Este ceva... De multe ori mă gândesc că, de exemplu, tata îmi spune, ce faci, bă, n-ai mai venit și tu, te văd, sau nu știu, adică... Seamănă mai curând la o... În mintea mea, bine, nu te lua după zi, în mintea mea, dar seamănă cu un gen de normalitate... care chiar dacă nu e și realizez că ăsta este doar un gând al meu, dar care îmi face bine. Ce vă bă, ce faci? Ce mai ai făcut cu tare? Și acum o să mă duc, când o să mă duc, o să zică mama, dar mai lasă-l Ioane în pace, mai stă cu ora pe el. A venit băiatul. Deci sunt chestii, dacă ți le imaginezi și ți le poți, cum să spun eu, trăi înăuntru tău, sunt foarte mișto. Și cred că atunci se primești și semnele sau devii conștient de semnele primite. Bine, sigur, atunci cu atât mai mult. Așa ele apar în diferite momente. Dar acolo, da, așa e. Așa e. Și mi s-a întâmplat odată să mă duc la bunici, la reînvierea, la bunici și la băiatul ăla de 2 ani care mi-a murit și care am simțit la un moment dat că sunt supărați pe mine. Și... Mă rog, m-am zis, mi se pare. Și
Și am avut tot timpul senzația că am făcut ceva greșit. Atunci, în momentul ăla, când eram la cimitir și puneam lumânări. Și m-am dus, după ce am plecat de la ei, m-am dus la Belu, unde e tata. Și am venit acasă, noaptea, eu am uitat ce stări și ce gânduri m-au năpădit și am visat că după ce am plecat eu de la reînvierea, de la bunicii, de la fiimeu, ducându-mă la tata, la Belu, ăia vorbeau de la reînvierea. Ai văzut, bă, că s-a dus, adică până la urmă s-a dus și la ei, nu a fost numai la noi. S-a dus și la Tasu. Bine, să, nu te lua după mine, că eu nu sunt sănătos 100%. Dar îți spun ce se întâmplă în viziunea mea. Și eu nu sunt habotnic. Nu-mi place să-mi dau capul de altar, să pup la popii, să mă târăsc pe coate, pe genunchi. Mi-e urăsc chestia asta. Dar există o viață într-un mod frumos și călduros și bunuț înăuntru meu, legat de ceea ce încerc acum să explic. Zici că-s diliu, a? Nu, absolut deloc. Mulțumindu-vă pentru participarea în ediția emisiunii Sub Lupă, cea de astăzi. Aș vrea să închei această emisiune cu răspunsul dumneavoastră la următoarea întrebare. Trăiți cu regretul unei minuni neîntâmplate în viața dumneavoastră? Draga mea, eu nu prea cred în minuni. Dar poate, știu eu, să fi fost, dar să nu mă fi prins. Nu știu ce minune aș putea sau ce aș... Eu trăiesc într-o minune de când m-am născut. Adică simt bunăvoința și atenția Bunului Dumnezeu și acum mai nou și al părinților mei, că sunt vegheat. Și că tot ce se întâmplă este așa cum trebuie, conform planului. Nu știu dacă se cheamă minune. Da? Probabil că s-au întâmplat lucruri care, eu neprevăzându-le și întâmplându-se, a însemnat, după aceea, mai târziu gândindu-mă, a însemnat o minune. Deci, bine că n-am căzut de pe muntele Athos în cap, sau bine că nu m-am înecat la piscină în, nu știu, undeva. Ați fost la muntele Athos? Da. Ce ați simțit acolo, domnule Mădălin? Nu m-am dus ca să simt ceva, m-am dus pentru că am avut curiozitatea să văd niște locuri pe care îmi propusesem mai demult, dar nu ajunsesem. Am fost în Israel cu tata, că am avut concert la Haifa și la Tel Aviv, dar n-am apucat să mă duc și la Ierusalim. A, și puntele Athos și Ierusalimul și toate lucrurile astea care țin de religie și de anumite tradiții și însemne, dacă vrei, sunt lucruri pe care trebuie să le vezi. Nu e că să simți. A, sincer să fiu, m-am pregătit să nu simt niște lucruri. M-am dus de în curiozitate. Adică am vrut să știu ce se întâmplă. Cum a fost. Să văd mormântul, să văd, nu știu, preoții de pe muntele Athos, să am o stare... Mai mult m-am dus fiind curios să văd ce mi se întâmplă. Nu mi s-a întâmplat nimic, sigur că m-am bucurat și m-am simțit bine pentru că am reușit să vin să le văd, să mă duc să le văd. Dar în rest așa să cad pe spate sau să nu prea am eu de-astea. Eu mă bucur când vorbesc cu domnul tata, cu doamna mama și cu Bunul Dumnezeu. Alea sunt lucruri pe care nici nu poți să le comanzi, dar ele vin fără să... Probabil că e un ciclu așa care ne ține în viață cu părțile pe care noi le considerăm bune. Că, și dai seama că mai îmi vine și câte o lacrimă sau mă mai doare și sufletul din când în când. Dar astea sunt lucruri pe care probabil că tot ei au grijă să le panseze. Vă mulțumesc foarte mult. E ceva de capul meu? Tu ești supărată sau dacă nu ești prea puțin îmi pasă. Știu că mă iubești, dar ești șucărită, sau dacă nu ești,
prea puțin îmi pasă. Știu că mă iubești, Mărioaro, Vasilico, Adriano, Danțo, veniți să mă iubiți, Cicico, Vasilico, Aurico, veniți să mă iubiți. Bine, sau de n-ai făcut, fă acum și cu mine, să nu te mai uit. Te-ai făcut vreodată bine, sau de n-ai făcut, fă acum pentru mine, să nu te mai uit. Aurico, Gergino, Gigico, Vasilico, Virginico, oh, 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 veniți să mă iubiți, Gacicuțe, Nicoleto, Țițilițe, fetițe, oh, veniți să mă iubiți. Părul tău cel negru, negru și buclat, aoleo, lelițo, când am mai oftat. Părul tău cel negru, negru și buclat, aoleo, fetiță, cât am mai oftat. Cicino, Pescovino, Merina, oh, veniți să mă iubiți. Guvernanto, Parlamento, Justiție, Românio, veniți să ne iubiți. Cântecele sale sunt ziditoare de suflet, sunt leac pentru toate dorurile. De ce oresc eu pe lumea asta? Să mă audă Dumnezeu. Mi-am asumat să promovez muzicile profunde. Să spun o poveste. Patriotismul nu se moștenește. De când sunt la București, de exemplu, am citit o bibliotecă. E bine să fii și în singurătate câteodată, să te gândești la viața ta. Acolo îți acordă, fii atent, îți acordă interviu Dumnezeu. Oamenii atât au înțeles, eu eram fericit pentru că am terminat cartea și eu am înțeles că eu am comoție cerebrală. Și au sunat salvarea. Și a venit salvarea după mine. Salvare. Am cântat la fluier de o răsuna salvarea. Și am cântat și cântecul cu Bucovina. Și are o strofă acolo pe care ei n-au curajul să o cânte. Bucovina, plai cu soare, te-au călcat rușii în picioare. Mai ales acum se iau cântându-o.